da, eram noi odată, eram noi odată plecați din țară, da, cred că eram... Nu, nu, dar eram noi odată în America și mi-a zis tu că ți-ai făcut o vacanță undeva. Și zici, știi tu... Era în Tellerman. Da, am fost și în Tellerman. Da, pe vremea că nu era Dragnea șef. Am fost și în Tellerman. De ce? La Tătărăștii, dă jos. Că aia de sus erau totuși prea sus. Poți la aia de jos. Și cum erau la Tătărăștii de jos? Foarte mișto. Da, ce face? Nu erau așa de jos, erau foarte ok. Așa. Și, băi, ții minte și astăzi, ca să înțelegi, că aveam hateri de-atunci. Așa. Deci, am fost eu cu prietenul meu din comuna respectivă pe care îl vizitam, că îți dai seama, eram atât de săraci că mergeam în vizită unul la altul și ziceam ce vacanță frumoasă am avut. Și altfel, să știți că noi apreciem lemnul și spațiile mici. Și am fost la comuna Tătărăștii de jos în vacanța de vară. Și îți dai seama, am zis, bă, ce să facem noi pe aici, că am privit vaca ce am privit-o, ea, ce să zic, stătea ca vaca. Și am zis să mergem la pescuit. Și am luat o prăjină și am fost la pescuit la Iaz. Bun. Acolo și n-am prins nimic. Am lăsat prăjina pus așa ciușdită pe o parte, da? Cum ar veni, și între timp, normal, ce să faci la pescuit când te plictisești? Sfoara! Bun. Și făceam exerciții de mobilitate, că noi ne uitam la filme cu Van Damme, pe vremea respectivă, la video. Și făceam sfoara, făceam sfoara. Și la un moment dat se aude. Bum! Ne-am uitat, noi am crezut că am făcut întindere sau ceva. Sau, eu știu, că a crăpat ligamentul încrucișat anterior. Nu! Plecase prăjina, frate. Și se vedea prăjina, fii atent, intra, ieșea, era aproape o secvență XXX, înțelegi? Așa. Și n-a sărit în ea să prins prăjina? Ba da. Bă, băiatule, când am sărit în apă, da? Deci am sărit în apă să not, am dat cu fața de... Deci apa era atâta. Deci am crezut că era dita Iazu și am sprățiuer, zic... Deci era apa atâta și nămolul cât groapa Marianelor, înțelegi? Și ai dat cu mufanul? Cât nămol am înghițit. Și ai dat cu mufanul în nămol? Bă, băiatul, eram Huckleberry Finn, înțelegi? Deci crede-mă, am Michael Jackson salbise, eu am făcut procentul invers. Bă, când am început să not în nămol, crede-mă, nu e destul, e destul de greu. Așa și? Așa. Îți dai seama? La un moment dat am ajuns prăjina, m-am ridicat, bă, m-am ridicat practic în picioare în mijlocul Iazului. Așa. Că apa era, practic, era mai adâncă. Da. Cam până la genunchi. Și când spun genunchi, spun cu durere. Și stăteam așa în mijlocul Iazului și cu prăjina, știi? Mamă, și când m-am încordat, nu eram așa musculos atunci. Și când m-am încordat așa și am pus prăjina, cum să zic eu, într-o postură... verticală, că dacă zic falică. Directă, încă nu e așa verticală, înțelegi, mândră așa. Cum a zis domnul prăjina. Falică. Domnul Chiriac... Falnică, falnică, așa. Da? Și să încordase așa prăjina și iete așa făcea peștan, frate. Băi, frățiuer, m-am încordat din toate elea. Așa. Și până la urmă m-am luat-o până mol înapoi și am scos peștele la mal. L-am vârât pe peștan, era un crăpcean. Ce era? Un crap. Un crăpcean. Așa, cam adică cât era aici? Cam cât? Bă, să fi fost cam, dar nu un cap în ecran. Mai... Deci un pic mai mare de atât. Păc! Cam atât. Și l-am pus într-o găleată albă. Că așa erau gălețile pe vremea aia, albe. Așa. Și adică nu erau primite, încă nu se dădeau găleți electoral la vremea respectivă, asta da. Vreau să spun, erau albe nebrânduite. Da. Fraier, am pus peștanul așa și ieșea un pic din cap, un pic din coadă, știi? Bun. Bun. Măi, și mergeam șmecher așa, înțelegi? Pe uliță, eu plin de nămol, îți dai seama. Deci încă o dată, cum se numea localitatea? Tătărăști de jos. Și mergea așa prin Tătărăști? Mamă, cât de șmecher eram, înțelegi? Deci, pe șosea așa, știi? Pac, pac. Bine, am fost și în comuna, că vreau să spun în ce comune am fost. Am mai fost și în comuna Racovița și în alte, o să știi. Bun, și mergeam așa. Și vine o bătrână. Hateriță? Cu batic, cu toate alea, știi? Uh-huh. Așa. Și
s-a uitat așa la noi, noi eram, îți dai seama, băi, eram toată treaba, adică pe bune. Deci nici dacă am fi cunoscut-o pe Madonna, nu eram mai șmecher. Deci voi erați un fel de tineri izraelieni. Toată treaba eram. Deci eram, înțelegi, eu și cu prietenul al meu, Liviu, mergeam șmecher, înțelegi? Cu... Deci nici dacă aveam un Louis Vuitton de braț, nu eram mai mândri. Țineam găleata ostentativ, adică... Noi... Și bătrâna respectivă zice... Ce faceți, băieți? Noi am prins un crap. Ia să văd. S-a uitat așa în găleată și zice: a, ginerii mi-au prins săptămâna trecută unul mai mare. Și pleacă. Mă trăiți. Băi, deci eu pe vreme, da. N-ai strigat după ea: băsist-o ceva? I-am dat bloc. I-ai dat bloc? I-am dat bloc, i-am dat unfriend. Am vorbit și cu alții, să știi cum i-au scăzut like-urile pe Facebook, mai rău decât lui Iohannis. Crede-mă, am suduit-o, nici n-am mai avut ce face și a schimbat baba poza la profil. Dar cover-ul și l-a lăsat același? Cover nu mai avea, că era bătrânul.